Cine este pentru? Cine este contra? Cine s-a abținut? Mulțumesc! Sunt așa o persoană foarte interesată de acest domeniu, în special în voluntariat, și mereu am avut interesul în implicarea tinerilor în viața socială, cât și în procesul electoral, mai ales în contextul în care foarte mulți tineri boicotează alegerile de orice tip în Republica Moldova, cât și peste hotare. Eu am fost aleasă de către colegii mei în calitate de președinte și am decis totuși să reprezint poziția acestora, deoarece m-am gândit că ar fi o provocare interesată pentru mine să mă încerc și în acest domeniu și să văd cum totuși vor interacționa ei, nu numai în facultate, cât și în afara acestei, în situații reale, când sunt puși față în față cu niște obstacole. Noi nu putem îngrădi dreptul oricărui cetățean ales și modul care se află în afara țării să participe la scrutinile electorale. Discuțiile despre închiderea sau deschiderea secțiilor de votare pot fi interminabile. Am văzut cu câte pasiuni pot fi dezbătute anumite subiecte, ceea ce ne lipsește nouă în viața reală. Acești tineri ne dau un exemplu că orice subiect cât de neinteresant nu ar părea, ar putea să devină un subiect chiar de știri. Vreau să le mulțumesc pentru că ne-au oferit acest exemplu. În mod ideal ar fi că doi cetățeni care lucrează să întrețină un singur pensionar. Am acceptat această provocare pentru că mi s-a părut interesant, o experiență nouă, adică nu am avut ocazie să mă sunt ca membru a Comisiei Electorale Centrale și de ce nu? Cred că am învățat că trebuie mai multă răbdare un pic și cred că mai multă documentare. Este destul de interesant să vezi nu atât o ședință CEC, cât să vezi tinerii care încearcă să o simuleze. A fost interesantă analiza politică a faptelor sau evenimentelor sau acelor probleme strângente care există în domeniul electoral abordate de acești tineri. Am încercat să le arunc la tineri o mică provocare. S-au ținut cu brio. Mi-a plăcut faptul că nu au cedat emoțiilor care se vedeau pe față, au încercat să iasă din situația așa cum au putut ei, dar înțelegem că avem cu ce ne mândri, avem tineri care vor să muncească, care se pot implica în problemele statului, care vor participa la exercitarea dreptului și garanții constituționale, dreptului de a alege și a fi ales.